Oamenii legii se mobilizează pentru o misiune nobilă. Timp de o lună, în cadrul campaniei Donează sânge, susține ritmul vieții pe pământ, polițiștii din țară vor dona sânge cu scopul de a suplini stocurile necesare pentru instituțiile medicale. Emilia Cherdivara donează sânge de la 19 ani pentru a salva vieți. Donez deja 12 oară, este foarte important, adică pentru a mai salva o viață. Sunt unele cazuri când sunt chemată chiar pentru a dona. În această dimineață, 20 de polițiști au venit să doneze sânge. Eu cred că este foarte important pentru că acest sânge care donăm noi ne va salvează una sau mai multe vieți. Prima oară când am donat a fost nevoie de o intervenție. Campania are loc timp de o lună în mai multe localități. Scopul nostru este de a acumula cât mai multe rezerve și de a oferi cât mai mult sprijin sistemului medical și Centrul Național de Transfuzie a Sângelor, că atunci când este nevoie să nu fie necesar o realizare pe alertă, dar aceasta să fie deja existentă. La punctele de colectare vin zilnic peste 250 de donatori. Necesitatea de produse sanguine este în continuu creștere din partea instituțiilor medicale și noi trebuie să asigurăm rezervele la zi ca să putem să acoperim acele necesități. Mizăm că din cadrul acestei campanii vom colecta în jur de 2000 de unități de sânge. Pentru a asigura instituțiile medicale din țară cu sânge, anual sunt necesari în jur de 70.000 de donatori.